E atât de uimitoare și cu stil. A fost mereu așa. Nu se schimbă niciodată. E atât de buburuză. La fel ca atunci când te-a lăsat când ai invitat-o la o întâlnire romantică pe un acoperiș din Paris? Sau când ți-a spus că e îndrăgostită de altcineva? Nu vreau să mă joc cu sentimentele tale. Ar fi ca și cum te-aș minți. Și nu vreau să fac asta. Ești mai mult ca un partener, Motan Noir. Ești un prieten. Și eu nu vreau să-mi mint prietenii. Dar de ce crezi că ai minți? Pentru că există un băiat... Există un băiat? Cine e? E... Nu pot să-ți spun cine e. Nu putem ști nimic unul despre altul. Identitățile noastre rămân secrete. Suntem amândoi supereroi, Motan Noir. Nu avem de ales. Înțeleg, Buburuzo. Prietenia ta e totul pentru mine. Poți păstra trandafirul. Merge cu costumul tău. De ce nu cauți altă fată pe care să o iubești? Una care este disponibilă? Inima vrea pe cine vrea, Plec. Nu poți să schimbi sentimentele pur și simplu. Da? Prietena ta, Marinette, ți-a adus lecțiile pe care le-ai ratat azi. Le-a copiat de mână pentru tine. A vrut să-ți transmit că a făcut asta ca prietenă. Să te ajute. Mulțumesc, Natalie! Ne vedem mâine la școală. Cu drag, prietena ta, Marinette. N-am observat niciodată scrisul lui Marinette. Mai știi felicitarea nesemnată primită de ziua îndrăgostiților? Wow, stai un pic, mi-a răspuns cineva la poezie, dar am aruncat-o. Părul tău este ca soarele. Ochii tăi sunt un verde minunat. Te priveam și care-s gândurile și visele tale, m-am întrebat. Da, iubita ta eu voi fi, iubirea noastră va fi adevărată. Împreună noi doi eterni, inima mea e a ta toată. Păi oricine ar scrie atât de bolnav de dulce ca tine, e sufletul tău pereche. Bineînțeles că nu putea fi de la Buburuză, trebuia să fie de la cineva de la școală. Dar Marinette? Fiu! Sper că n-a apucat să mă vadă. Bună, Marinette! Care-i treaba? După ce s-a întâmplat la tine acasă ieri, eram îngrijorat că... Oh, deci te-ai uitat la emisiune! Ei bine, uite, în legătură cu ce ai văzut în show, fotografiile din camera mea. Adică fotografiile? Grotografiile, exact! Nu e ceea ce crezi. Știi... Îmi place mult moda și... Tu minți acum? Nu-mi place de tine! Adică, da, sunt interesată de tine, dar nu în felul acela, știi tu! Te tachinez! Înțeleg, stai liniștită! Nu, Marinette n-ar putea fi îndrăgostită de mine. E doar o prietenă pasionată de modă. În plus, e și Luca. E doar cineva cu un scris asemănător. Atât. Abonați-vă pentru mai multe surprize și urmăriți Disney Channel!